Era un gest obligatoriu câtă vreme în momentele politice importante unii membri se plasează în afara partidului, a declarat vicepreședintele PDL Dâmbovița, Marin Antonescu. Este că era un gest obligatoriu. Câtă vreme în momentele politice importante unii membri ai partidului se plasează în afara partidului, ca și abordare politică, pentru că era un moment politic, sigur, atunci ei se auto-exclud sau înțeleg să se situeze în afara partidului, excluderea lor formalizată de un for de conducere al partidului fiind, ca să spun așa, aproape obligatorie. Totodată, liderul PDL consideră că lipsa de experiență politică este unul dintre motivele care au determinat-o pe Teo Trandafir să se abată de la linia partidului. Pot să existe justificări din partea fiecăruia. Momentul era unul dificil, e o chestie de mare răspundere și de mare angajament politic. Lipsa lor de experiență politică a fost evidentă. Sunt momente în care partidele fac ce trebuie și nu neapărat ceea ce emoțional ar presupune un câștig de imagine, nu? Propunerea urmează să fie înaintată biroului permanent al partidului, iar decizia finală va fi luată de Consiliul Național de Coordonare.